Da, sunt, bună ziua, sunt sigur că o să mă întrebați de ce nu a venit Cosmin. Cosmin, după cum știți, a intrat în silențiu stampa 2 săptămâni și a propus să se ia o pauză, să se liniștească puțin după tot ce s-a întâmplat la Mediaș și o să vă explice el când o să iasă din silențiu stampa tot ce are de explicat, ce vreți să-l întrebați. Și de-aia am venit eu aici. Mâine avem un meci cu o echipă nou promovată, o echipă care a câștigat 3 meciuri anul ăsta din 10 etape, a făcut 3 egaluri, o echipă cu jucători, unii jucători experimentați, alții mai tineri, care au cochetat cu loturile naționale de juniori și de tineret. Noi ne dorim să facem un meci bun, să câștigăm cele 3 puncte, ca să putem să ne menținem în primele 3. Probleme de lot? Da, avem accidentați în continuare. Hamza și Enza cu accidentări mai grave, care încă nu s-au refăcut. Marinescu, după cum știți, are din nou probleme. Geraldo și Beța s-au unit la cei 3. Da, noi ne dorim să facem, cum am zis mai devreme, să facem un meci bun, pentru că dacă reușim să facem un meci bun, așa avem șanse mult mai bune, multe de a câștiga. Și obiectivul nostru este să câștigăm cele 3 puncte la fiecare meci. Și ținând cont de faptul că primul meci e cel de mâine, cu acasă, sper ca noi să facem un meci bun, să fie stadionul plin. Sunt sigur că suporterii o să ne susțină așa cum a făcut-o mereu. Și noi ne dorim să iasă lucrurile așa bine, ca să câștigăm cele 3 puncte, să ne menținem acolo sus în clasament. Înainte de această mini-pauză, când la Franță, să punești lucrurile internaționale, i-ați zis o formă bună, ați reușit în perioada de 2 săptămâni să mențineți totul același nivel? Da, deci cei care sunt apți s-au antrenat foarte bine și noi avem încredere în ei că mâine vor fi la fel de bine și vor face un meci bun. Am avut în pauza asta un meci, după cum știți, un meci amical cu Getafe, o echipă care a jucat cu majoritatea titularilor, cu 7-8 titulari de la început, și în confruntarea cu ei am dovedit că putem să ne luptăm cu echipe puternice și putem face față. La fel am demonstrat și în vara asta, când am jucat în UEFA, în Europa League. Neșansa noastră a fost că am căzut cu o echipă destul de puternică, care ați văzut noastră, că le-a dat și în Valencia 3-0 acasă. Deci, mă refer la Swansea. Dar noi vrem să ne axăm acum pe campionat și pe cupă, că sunt competițiile în care am rămas. Și primul meci din campionat și sper să iasă bine. Se poate spune că e un început pentru Petrol, având în vedere poftim? Eșecul fantoma de etapa trecută de la Mediaș. Da, a fost un eșec care nu ne-a căzut bine. Într-adevăr, noi ne așteptam că la un moment dat o să avem și o înfrângere după atâtea etape, 26 dacă nu mă înșel, nu? În care nu am fost înfrângere. Ne așteptam că la un moment dat vom fi și înfrânți. Nu ne gândeam că se va întâmpla chiar pe terenul în care a fost ultima înfrângere. Dar ăsta e fotbalul. E clar că nici acum nu se știe dacă a fost gol sau nu a fost gol. Nu știu cât de hotărât a fost linierul la faza aceea. Asta e, ce să facem. Nu putem să dăm timpul înapoi, decât trebuie să ne gândim la ce am făcut, să corectăm și din greșelile noastre, că au fost și greșelile noastre. Și am văzut formația din meciul cu Getafe. Lămuriți-ne și pe noi, că n-am văzut nicio înregistrare. Unde a jucat Walter Fernandez? În spatele vârfurilor sau... Nu, a jucat mijloca stânga, da. Deci a jucat Priso mijloca dreapta, Bujema în spatele vârfului, care a fost Camara, și Walter în stânga. Walter, s-ar putea să vedem acum sâmbătă mai mult până acum? Deci am văzut atât integralist, a
jucat la Hetafe, într-adevăr, a jucat titular, la fel cum au fost și alți jucători care n-au avut minute până acum. Și Romario și Beța au început la... și Hakim au fost titulari. Ei sunt... Walter e în lot, deci are șanse să joace, fiind în lot. Odată ce e în lot, înseamnă că are șanse să joace. Nu pot să vă spun dacă... Chiar dacă ideea noi o avem și știm ce vrem să facem, dar nu pot să spun, pentru că mie, unul, îmi place să afle prima oară jucătorii echipa titular înaintea... Vestiarul prin producția lui Brănescu și a lui Gerard înainte de plecarea la Amical, toate anunțau că și echipa se simte nedreptățită în fața arbitrilor. În perioada asta ați reușit să-i faceți să nu se mai gândească la lucrurile astea care clar te dorează în concentră și să-i spune. Da, noi de la început am vorbit cu ei și le-am explicat că trebuie să nu ne gândim prea mult la arbitraj. Cu toate că sunt lucruri evidente care nu poți să treci peste ele așa ușor, cum s-a întâmplat și la meciul cu Dinamo, cum s-a întâmplat și la media. Deci, noi e clar că trebuie să ne vedem de jocul nostru și noi dacă jucăm bine, chiar dacă se mai fac greșelile de arbitraj, putem să câștigăm, dacă noi jucăm bine. Noi ne dorim cât mai multe etape să nu avem înfrângere. E clar că nici noi nu ne-am gândit acum 30 de etape că vom juca următoarele 26 fără să fim învinși. Dar e clar că noi ne gândim la fiecare meci care vine, nu ne gândim prea mult în viitor, ne gândim mai mult pe o perioadă mai scurtă, pentru că toate meciurile sunt importante, chiar dacă, cum e în cazul de mâine, că jucăm cu o echipă nou promovată, meciul e destul de important pentru noi, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte. Despre ce e accidentat, cât de mult? Păi, Geraldo sper să revină săptămâna viitoare și Beța să vedem cum evoluează lovitura care a avut-o în genunchi la meciul cu Hetafe. Iar Hamza, am înțeles, și Enza că cam în 10 zile, 10 zile, 2 săptămâni s-ar putea să intre și ei cu echipa. Dar Marinescu acum, cum e psihic, după o perioadă lungă? Vă dați seama că nu i-a căzut bine ceea ce i s-a întâmplat la antrenament. Dar e bine că i s-a întâmplat acum și nu i s-a întâmplat în februarie. Acum, fiind într-o perioadă de recuperare, poate trece mult mai ușor peste ce i s-a întâmplat. S-a anunțat că e posibil ca ideea să fie transferat în această iarnă. Există jucători la care pot fi transferați? Păi... Păi asta, deocamdată, încă n-a venit iarna, în primul rând. Și, în al doilea rând, cei din conducere vă pot răspunde mai mult la întrebarea asta. E clar că jucătorii care sunt acum în lotul nostru sunt ai Petrolului și se dedică 100% echipei Petrol. După aia, când îi se termină contractul, fiecare alege unde vrea să plece sau dacă vrea să rămână. Nu. Guilherme e un profesionist, e un jucător care dă totul pe teren, atât la antrenamente cât și la meciuri și nu l-a schimbat. Este un jucător pe care vă puteți dispensa? Corpul tehnic, ar fi la corpul pe care îl vedeți? Deocamdată nu ne gândim la lucrurile astea, pentru că Guilherme, din câte știu eu, mai are contract până în vară. Deci până în vară, automat e jucătorul Petrolului. Și atâta timp cât îl avem aici și în momentul în care se antrenează foarte bine și joacă la fel de bine, noi mizăm pe el. Și nu numai pe el, pe toți jucătorii, mă refer la toți aici, în general. Sunt antrenor care, în privința unor jucători, se află la jumătate de contract și contract pe linie moartă. Nu, deci nu... Nu sunt de acord cu lucrurile astea. Deci, în momentul în care tu te antrenezi ca jucător,
dai totul la antrenamente. La meci joci foarte bine, n-ai de ce să-l dai la o parte pe un jucător care te ajută, care adună, sumează în tot ceea ce se produce la echipă. În momentul în care un jucător se relaxează sau nu se antrenează bine sau nu face lucrurile așa cum trebuie, e clar că trebuie să iei măsuri, dar atâta timp cât se antrenează foarte bine și joacă bine, n-ai de ce să-l pedepsești, ca să spun așa. Deci fost componentul echipei naționale la România de fotbal. Cum vezi tu această calificare la oraș și care este să fie cea mai accesibilă echipă pentru România? Deci calificarea la baraj e un lucru foarte important și e o mini-performanță, ca să spunem așa, cu toate că multă lume nu-i dădea șanse echipei României la că o să ajungă la baraj. Acum, ajungând la baraj, avem șansa să ajungem la mondiale. Și acum, în primul rând, luni, depinde de norocul care va fi la tragerea la sorți, pentru că dacă cazi cu o echipă mai slabă dintre cele patru, ai șanse la calificare. Dacă cazi cu Portugalia, eu cred că șansele scad destul de mult. Eu din alea patru echipe, pe Portugalia o văd cea mai puternică. Și după aia Croația. Acum, la cu cine? Păi eu sper să cădem cu Ucraina, că pentru că și Ucraina nu văd o echipă, au jucători într-adevăr valoroși, dar nu ca echipă n-au avut rezultate și nu văd, nu e o forță în Europa.